Bună ziua, doamnelor și domnilor! Astăzi discutăm cu Adrian Albu, candidatul PSRM la funcția de primar de Chișinău, care este și deputat în Parlament. Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit și vă salut pe toți! Domnule Albu, cu ce ați ajuns la noi? Cu mașina, cu transportul public? Am comasat, de fapt. Am venit cu mașina, după care am avut necesitate să merg pe jos o porțiune destul de mare, pentru că aveam probleme mari în municipiul nostru ce ține de parcarea mașinilor. Cum vedeți soluționarea acestei probleme pe care ați menționat-o, dacă veți deveni primar? Păi, de fapt, noi venim cu soluții concrete și în domeniul de concesionării traficului rutier și inclusiv a parcărilor și parcajelor, care fiecare cetățean cred că își dorește în municipiul să le aibă. Ceea ce ține de trafic și ambuteiaje, venim cu soluții concrete, cum ar fi investirea masivă în transportul public, deoarece noi dorim să avem un transport confortabil, nu cel care este procurat de mâna a doua și ni se dă la garanție ca unul nou, cu prețurile exorbitante, cred că majoritatea țin minte acel scandal de la cu compania Isuzu, da? Noi în același moment ne dorim să investim în programe care să stimuleze cetățeanul să urce în transportul public. Noi venim cu programul 15+, care ar consta în faptul dacă schimb două transporturi publice și transferul durează doar 15 minute, atunci al doilea trebuie să fie gratuit. De fapt, acest lucru este în toată Europa bine mers și primit și noi suntem mirați că doar în municipiul Chișinău administrația actuală încearcă la maxim să scurgă, scuzați-mă de această expresie, din cetățeni grosul banilor. Totodată venim cu o soluție ce ține de repararea drumurilor și podurilor, care iarăși îngreunează traficul și noi ne dorim ca acest lucru să fie făcut pe timp de noapte și nu pe timp de zi, cum este la moment. Și apropo, un lucru straniu se întâmplă că și în această perioadă, de exemplu, dacă vii pe la podul Mihai Viteazu, vedeți că lucrează în cel mai bun caz două persoane. Adică este paradoxal această angajament a administrației și noi suntem contra unei astfel de abordări. Noi venim desigur cu programul de revizuire a benzilor, pentru că în municipiul nostru sunt foarte multe drumuri cu direcții într-un sens unic și suntem în situația când facem acele ronduri pentru a ajunge la destinația dorită de noi, deci noi vrem să le revizuim. Și cel mai important este proiectul care noi ne-l propunem, centura electrică de ocolire a municipiului Chișinău, un proiect care îl putem face în parteneriat cu o companie din China. Eu am fost la un forum economic unde mi-am făcut cunoștință cu această întreprindere specializată anume în construcția acestor centuri electrice în jurul orașelor, urbelor. Da? Noi acest lucru îl vedem ca o posibilitate foarte bună de a descărca orașul. De ce? Pentru că dacă aveți necesitate să ajungi de la Botanica la Ciocana sau, spre exemplu, de la Buican la Râșcanovca, nu trebuie să parcurgi prin oraș chiar cu transportul public sau privat, dar ai această centură electrică, te-ai urcat în shuttle-ul electric, ai ajuns la punctul de primire, noi, unde o să fie neapărat și aceste parcări de interceptare, după care ai 15 minute gratuite de transfer și ai ajuns rapid, comod la locul destinației. Dacă e să vorbim despre parcări și parcaje, noi ne propunem neapărat fondarea întreprinderii municipale de parcare, pentru că de mult este necesară o astfel de întreprindere. Noi vrem să combinăm situația când noi știm că fondul locativ în Chișinău este unul care nu corespunde tehnic siguranțelor și astfel de blocuri trebuie de identificat, de fapt ele sunt identificate, noi trebuie să lucrăm în domeniul ca cetățenii, pentru că de obicei trăiesc câteva familii în astfel de blocuri, trebuie să îi realocăm o altă în apartament, desigur cu condiții mai bune, și neapărat în locul acestor edificii vechi să facem acele parcări de care sunt necesare, inclusiv și parcajele care considerăm că în centrul orașului trebuie să fie bine determinate, gândite, și să nu se întâmple așa că cetățenii deseori se confruntă când vor să se parcheze. Deja sunt locurile blocate de anumite companii care spun că sunt locurile lor private și în mare majoritatea cazurilor noi știm că aceste locuri sunt luate prin abuz. Ați menționat despre transportul public. Când ultima oară dumneavoastră ați călătorit? Chiar ieri. Ieri am fost până la Piața Centrală.
Și alaltă, ieri tot am fost la Piața Centrală, pentru că ieri am fost cu o întrebare legată de comerțul stradal. Am avut eu încerc de fiecare dată să discut cu cetățenii, cu cei care au probleme pe diferite segmente, ca să înțeleg cum putem soluționa astfel de probleme. Iar duminică am fost chiar la piață și am făcut cumpărături. Eram curios să văd dacă mai avem fructe pe piața noastră autohtone, pentru că spre regret, iarăși, puțin o să merg în domeniul politic, dar noi de fiecare dată optăm în cadrul Parlamentului să se implementeze legea, adică să fie adoptată legea cu 50% a produselor autohtone pe raft. Noi vedem că cei de la guvernare sunt împotriva acestor fapte și spun da, să văd eu totuși la piață, sunt aceste legume și fructe noastre sau nu. Am fost mirat, în mare majoritate, iarăși, fructele sunt majoritatea de import, în afară de miere și poamă, care avem, slava Domnului, noroc, să avem și prunile, da? În rest, noi trebuie să susținem agricultorul, este o problemă mare. Eu de obicei procur lângă casă, am un mic gheretă în care am, și apropo am fost încă iarăși uimit că în gheretă prețurile sunt mai mici decât la piață. Iarăși, că consider anume din faptul că sunt aceste scheme corupționale în cadrul întreprinderii municipale, Piața Centrală, și trebuie de lucrat și la acest capitol. Prețul de 6 lei pentru o călătorie cu transportul public este exagerată. Mic sau mare, în opinia noastră? Exagerată, dar eu am să spun de ce exagerată în concepția mea. Desigur, noi trebuie să investim în transportul modern. Și un transport modern costă. Dar trebuie să vedem și realele ce ține de salariile și posibilitățile cetățenilor. Dar mai sunt două laturi importante. Prima este că noi, dacă stăm chiar și același parc de autobuze. Noi avem 210 autobuze, dintre care 145, dar sunt pe rută în fiecare zi iese, pentru că noi avem șoferi. Deci noi, iarăși, trebuie să investim în studii și în cumularea acestei profesii în cadrul întreprinderii, astfel, cu cât mai multe vor fi autobuze pe rută, cetățenii mai mult vor opta pentru transportul public, deoarece vor fi siguri că nu întârzie, că ajung în termene. Nu avem această situație când stai în stație și aștepți cu destul de mult transportul necesar. Astfel va fi mai mare circuitul de oameni prin transportul public, ceea ce ne va permite să scadem prețul. Și încă un lucru foarte important de care noi îl atragem atenție. Paradoxal este, dar transformatoarele electrice care deservesc acest sistem electric al troleibuzelor este unul foarte învechit. Și dacă să facem schimbul acestor transformatoare care ne-a costat cam câte jumate de milion de lei pe fiecare, noi o să economisim până la 30% din consumul de curent la troleibuze. Deci, iarăși, suntem mirați că administrarea nu merge pe această abordare, cu toate că cum a spus un cetățean la o întrevedere, păi el transformatorul panglica nu o să taie, dar la trolebus are unde tăia panglica și se face acest PR. Absolut de acord cu această enunțare a cetățeanului de la întrevedere. Haideți să o luăm de la capăt. Dumneavoastră sunteți deputat în Parlament. De ce totuși ați decis să candidați la șefia capitalei? Eu sunt deputat în Parlament din 2021. Am avut ocazia să devin deputat încă în 2019, m-am refuzat atunci, deoarece mie îmi sunt mai aproape de suflet lucru managerial. Eu am optat atunci pentru secretarul general al Parlamentului, am avut onoarea să conduc un colectiv foarte frumos, pe care îl salut, sper că mă urmăresc, și de fiecare dată încerc să fiu implicat în segmentul la politic. Mi este mult mai aproape sufletul. Eu și în cadrul Parlamentului fac mai puțină ideologie și mă concentrez pe proiecte sociale, încerc să ajut pensionarii, mamele care au la îngrijire copii și în acest domeniu îmi creez proiectele legislative. De ce în primărie? Pentru că am o viziune, sunt originar din Chișinău, știu problemele cu care ne confruntăm, știu soluțiile. Eu am posibilitatea să colaborez nu doar cu o singură, hai să spunem așa, parte a civilizației noastre, cum spre regret majoritatea, noi vedem că se axează doar într-un segment, oricare Europa merg, oricare CSI. Eu am onoarea și
Eu mă bucur de acest fapt. Am foarte bune relații în China, am foarte bune relații în spațiul CSI, am foarte bune relații în spațiul european. Pentru mine, eu consider că o să fiu acel primar care voi avea posibilitatea să captez investitori străini în orașul nostru din toate colțurile lumii și vom dezvolta urba împreună și vom face un oraș atrăgător, confortabil și comod pentru cetățenii noștri. Care este sloganul de campanie și ce vrea să ne spună acesta? Cu Adrian Albu va fi mai bine. De ce este acest slogan? Pentru că noi am început, dacă vă reamintiți, era primul teaser pe oraș, se poate mai bine, semn de întrebare, după care deja a apărut și sloganul. Esența este simplă, noi considerăm că tot ce s-a făcut, dar în mare parte în China în ultimii 4 ani, este datorită socialiștilor. Regretabil este faptul că fostul coleg își încearcă să-și ia acești lauri echipei sale și domniei lui, cu toate că eu pun o întrebare rezonabilă, cum poate o echipă care a apărut doar 2 luni în urmă deja spui că au făcut ceva. Da, ei erau angajați în primărie. Dacă în mare parte se fac activitățile în oraș, investițiile se votează prin cadrul CMC. Și domnul primar acest lucru o cunoaște perfect. Și el înțelege că anume anul 2019 și 2020 au fost ani de glorie pentru dumnealui, pentru că el era parte echipei socialiștilor. Grosul din bugetul național a fost direcționat către bugetul Chișinăului și au fost dat starte la foarte multe proiecte, inclusiv care el încearcă să și le asume lui, iarăși regretabil, pentru că un manager adevărat ar spune toți care au participat la aceste proiecte. De aceea eu am venit cu acest slogan, împreună cu colegii noștri ne-am gândit că noi știm deja care sunt următorii pași ca să fie și mai bine. Pentru că la moment noi am gestionat resursele financiare în sistemul infrastructurii mici, am alocat bani pentru reparații curente și, să spunem așa, reparații care noi le considerăm necesare pentru locuitorii orașului, cu toate suntem iarăși dezamăgiți de abordarea administrației. Noi când am alocat chiar aceiași bani pentru trotuare, noi de fiecare dată spuneam că este necesar întâi de a schimba sistemul țevilor care sunt sub aceste pavaje. Pentru că este greșit să pui pavaj nou și sub el să leși sistemul de țevi, care fiecare dată vedem havuzurile prin oraș, da? Și noi excavăm acest pavaj, îl punem înapoi, excavăm, îl punem înapoi. Adică de fiecare dată bani din buzunarii noștri, cetățenilor. Noi când veneam cu proiectele concrete, noi spuneam pașii premergători. Necătând la aceasta, actualul edil cu administrația au decis să facă doar lucrările de suprafață ca să fie mai ușor de tăiat panglicele în acest an electoral, spre regretul nostru. Care sunt 3 cele mai mari probleme ale capitalei și cum le veți soluționa dacă ajungeți? Dar noi avem mai multe probleme și ele toți sunt mari, pentru că independența de cine este beneficiarul rezolvării acestei situații, da? Avem problema ambuteiajelor, avem problema parcărilor și parcajelor, avem problema deșeurilor, avem problema înverzirii orașului pentru că orașul nostru devine unul plin de beton, avem problema ce ține de eficientizare energetică, avem problema ce ține de câini maidaneze. Sunt foarte multe probleme. Noi, desigur, în platforma noastră electorală am venit cu soluții pe fiecare segment. Spre exemplu, de parcări și parcaje și ambuteiaje v-am enunțat mai sus. Dacă să vorbim de deșeuri, noi venim cu o soluție în concepția noastră foarte reușită. Noi propunem să fie o uzină de incinerare a deșeurilor. De ce? Pentru că de tip VNS, deoarece astfel de uzină de ardere deșeurilor poate, în primul rând, ea este cu emisii zero, un lucru foarte important. Cine a fost în Viena a văzut, cred că, această uzină și ea servește și ca uzină de ardere deșeurilor, dar între același timp este și termocentrală care încălzește urba, da? Și noi ne propunem anume un astfel de model. Desigur, în paralel, noi vrem să efectuăm și în fiecare sector să propunem deschiderea la linii de sortare a deșeurilor, dar asta este
un lucru care se va face în timp. Noi trebuie să educăm cetățeanul, dacă îmi permiteți acest cuvânt, în sensul bun, da? La cultura deșeurilor. Noi trebuie din grădiniță încă să începem a sorta deșeurile, a înțelege eficiența acestora, de ce trebuie să o facem. De ce noi ne propunem deschidere la câte un, în fiecare sector la un astfel de linie de sortare? Și desigur, cum am repetat, acest parteneriat public-privat cu uzina de ardere a deșeurilor. Apropo, un lucru iarăși foarte curios este că momentan orășenii au achitat 200 de milioane de lei pentru o companie privată, nu o să-i dau denumirea, care ar trebui să se ocupe cu sortarea deșeurilor în municipiul Chișinău. Ce fac acești întreprinzători? Noi cu mașinile de la autosolubritate, care iarăși achităm din banii noștri, transportăm gunoiul către această companie, ei sortează din deșeurile aduse doar plasticul, care îl reciclează, mai departe pe el fac bani și îl pun în buzunar, iar restul gunoiului se duce iarăși la teren. De ce aduc acest exemplu? Cât de ineficiente sunt parteneriate publici-private încheiate de actuala administrație și noi dorim să ne debarasăm de astfel de parteneriate. Dacă am vorbit de problema orașului verde, da? Pentru că iarăși nouă ni se spune că Chișinăul este verde. Regretabil, Chișinăul deja își pierde acest statut, noi devenim un oraș tot mai plin de beton, noi vedem când se defrișează copaci arari și în locul acestora apar construcții. Și de ce are loc iarăși această situație în municipiul nostru? Iarăși, planul urbanistic general și planul de amenajare a teritoriilor, două documente absolut necesare la dezvoltarea oricărei urbe. Planul urbanistic general din 2007 este unul ultima oară actualizat în 2007, deci este unul învechit care nu corespunde necesităților dezvoltării capitalei noastre și iarăși mirat am fost de faptul când am văzut că au fost de 4 ori făcute căile de sarcină pentru concurs de actualizare a acestui PUG și de fiecare dată nu treceau aceste căile de sarcină. Ce înseamnă acest lucru? Iarăși că este o pregătire proastă din partea administrației a documentației tehnice. Dar mai interesant este subiectul ce ține de PAT, da? De planul amenajare teritoriilor, pentru că acest document este tăinuit și când îți pui o întrebare simplă, dar de ce este tăinuit acest document? Păi uitați-vă, răspunsul este la suprafață. În documentul dat, în planul amenajare teritoriilor, se conțin terenurile construibile, terenurile neconstruibile, parcurile, unde trebuie să fie grădiniță, unde trebuie să fie școala, adică infrastructura. Și fiind acest document ascuns, prin eludarea normelor date și prin puzurile locale, da, sunt aceste planuri urbanistice zonale, se schimbă destinația teritoriilor. Și de fiecare dată ne vedem construcția acestor blocuri sau clădiri comerciale în locuri care noi nu înțelegem cum poate avea loc, că acolo trebuie să fie o zonă de odihnă, de agrement. De inverzire este și mai mare problemă. Noi nu sădim copaci în raza municipiului. Noi, chiar dacă vedem acele acțiuni de PR, iarăși, a unor demnitari, atrageți atenție, ele se fac tot timpul în același parc sau în același loc. E straniu, înseamnă că acolo nici nu se prind copacii, dacă ce energetică bună au oameni în cauză, cred că. Dar noi venim cu un concept foarte interesant, noi ne propunem conceptul acoperișurilor verzi, fiind des în Asia, la invitația partenerilor, am văzut aceste oaze de recreiere și am decis că Chișinăul ar merita să aibă un astfel de concept inclusiv și să venim cu acoperișurile verzi care să ne ducă departe de zgomot, de emisiile de CO2, de mașini, noi vom fi mult mai în siguranță și vom avea posibilitatea să ne recreiem pe acoperișurile noastre. De ce? Asta și câteva, pentru că dacă ne pornim să discutăm toate problemele, ele chiar sunt de zeci de ore. Ia, atrag atenția. Cheltuirea ineficientă a mijloacelor financiare, calitatea proastă a actelor administrative, tăinuirea documentelor, pentru că nouă ni se spune primăria că ei sunt foarte transparenți. Greșit. Transparentizare ce înseamnă? Doar când arăți pe ce ai cheltuit banii? În părerea mea este absolut diferită. Transparentizare trebuie să fie în procesul de adoptare a deciziilor și de fiecare dată când tu vrei să ai o decizie, tu trebuie să întrebi nu doar consilierii municipali, dar și cetățenii, da?
De ce noi ne propunem unul din pilonii de bază, participativitatea și incluziunea cetățenilor urbei în dezvoltarea municipiului nostru. Și sunt multe, multe segmentele care pot să vă aduc sute de argumente spre regret, ineficientă administrare. Și eu vreau să fac o remarcă foarte importantă. Ea a început undeva un an jumate, doi în urmă. Atunci când s-a ieșit din acel... Noi când am venit în 2020 la Cârma Capitalei, noi am avut o regulă clară. Ieșim din arealul politic, în CMC, lucrăm strict tehnic, programe de dezvoltare socială, de infrastructură și mai mult nimic. Și dacă să facem o analiză simplă, primii doi ani așa era lucrul în cadrul CMC-ului și a primăriei. După care a fost această schimbare la față, să mă iertați, că nu știu cum să o spun, și noi am văzut că administrația cu primarul au început să abordeze altfel lucrurile. Ei doreau să facă publicitate pe fiecare acțiune care în opinia lor era făcută de către ei. Pentru că, iarăși repet, de obicei mijloacele sociale sunt votate în cadrul CMC. Și noi am observat cum domnia sa a pornit foarte multe proiecte în 2020-2021, după care din 2022 a început să le tărăgăneze și acum în 23 tot mai mult și mai multe proiecte încearcă repede să le asimileze, arătând cât de bună a fost activitatea sa. Eu chiar insist cetățenii să nu cadă pradă la astfel de mișcări de PR, altfel nu știam cum să le spun. Să presupunem totuși că dumneavoastră sunteți ales primar. De ce veți apuca în primul rând? Desigur, problemele stringente care sunt a cetățenilor. Neapărat echipa se formează în cadrul primăriei. Eu, mi s-a pus odată o întrebare la o dezbatere, o să fiu răutăcios cu toți angajații primăriei care acum spre regret sunt, noi vedem la toate corturile care aparțin acestui partid, da? Eu sunt mirat de această abordare, în primul rând că șefii de întreprinderi municipale dau ziare, da? Și noi ținem minte cum cineva care acum e primar făcea aceleași atacuri asupra la alți conducători de funcție înalte, că cum poate fi un conducător înalt sau un conducător de întreprindere să fie pus în favoarea politicului, da? Noi, eu vreau din start spun că noi suntem cu abordarea că cel mai important este profesionalismul și memoria instituțională. Deci noi nu vom veni cu aceste răfuieli politice. Oricum, eu cred că sunt necesare anumite schimbări în organigrama primăriei. Desigur, acesta va fi unul din principalele puncte, formarea echipei și persoanele responsabile pe fiecare domeniu, pentru că o să vedeți în platforma mea electorală, eu am persoane responsabile pe domenii, ei trebuie să fie puși în lucru, după care se vor începe rezolvarea problemelor stringente, ambuteajele, parcările, deșeurile, câinii maidanezi, eficiența energetică. Noi, datorită celor de la guvernare acum, spre regret, care au votat legea condominiumului, am lăsat majoritatea cetățenilor, locuitorilor orașului Chișinău la proprie răspundere. Până acum doar selurile se ocupau în mare parte și ajutau cetățenii, iar acum ele sunt lichidate, trebuie să fie lichidate toate și cetățenii noștri rămân unul la unul cu problemele care le au pe scară, în subsol, pe acoperișuri. Noi și aici venim cu o soluție foarte bună, pentru că noi ne propunem să fie bugetul participativ și astfel primăria să fie acel ajutor și să ajutăm la toate măsurile necesare pentru cetățenii locuitori al municipiului. Ați menționat mai multe proiecte interesante. Din ce surse financiare le veți realiza? Păi, sunt mai multe surse în cadrul municipalității. Da? Este bugetul. Acum el este 6,8 miliarde. Este creditele, care eu sunt de părere că creditele nu trebuie de luat la dreapta și la stânga. Eu sunt contra acestor creditări, în special că majoritatea creditelor spre regret sunt cu dobânzi exorbitante și sunt granturile care în mare parte ne vin cu condiționări, iarăși,
Da, desigur, sunt și granturi care sunt din bună, din bună inimă, să spunem așa, și cu mare drag noi apreciem astfel de ajutor, dar eu vreau să mă concentrez în mare parte pe proiectele parteneriatului public-privat. Eu consider că urba să fie dezvoltată, ea trebuie să investească în economie și în investitori. Noi trebuie să-i atragem cumva, noi trebuie să le oferim acele posibilități. Noi, apropo, avem o direcție aparte care se va ocupa anume de întreprinderile mici și mijlocii, cu foarte multe facilitări pentru aceștia din partea municipalității, inclusiv taxa zero pe anumite direcții, pentru ca ei să aibă încrederea că pot prospera. Și grosul banilor care ne-l dorim să ne-l propunem, sau a proiectelor care sunt mari, cum ar fi centura electrică de ocolire, cum ar fi uzina de ardere a deșeurilor, da? Banca municipală care ne propunem tot să facem, deoarece ne considerăm că municipiul ar trebui să aibă banca proprie în care toate tranzacțiile, toate aceste acumulări din tranzacții, din achitări să rămână în cadrul acestei bănci și să fie iarăși redirecționate către proiecte sociale și de susținere a persoanelor social vulnerabile. De aceea, noi astfel de proiecte le vom face prin parteneriat publice private avantajoase și noi sperăm că anume ele vor da acel impuls în dezvoltarea urbei noastre. Apropo, ce buget aveți preconizat pentru campanie și de unde luați banii? Campania este cont electoral deschis. Noi avem trezorier pe cont și el nu este pe segmentat Chișinău atât. Este un buget per total. Noi avem ca partid, avem din buget lunar, știu că este o sumă. Sincer să fiu, noi avem persoane responsabile, ele știu datele exacte. Eu pot vă spun că la noi campania noastră este una, în viziunea mea, corectă, modestă. Noi nu facem publicitate la TV, spre exemplu, pentru că este una foarte costisitoare. Noi încercăm să informăm mai mult prin intermediul ziarelor socialiștii, prin participarea la dezbateri, prin aceste interacțiuni care avem zilnic cu cetățenii, pentru că în fiecare zi am cel puțin 5-10 întrevederi, numai eu cu cetățenii, dar fiecare candidat la consilier, fiecare membru de echipă își face a lui întrevederi. Astfel noi aducem la cunoștință cetățenilor prin intermediul comunicării și de la ei luăm acest feedback și doleanțe care îi doare pentru să știm mai departe cum să dezvoltăm programul nostru. Ați menționat că dacă deveniți primar, marșuri LGBT nu vor mai avea loc în Chișinău. Cum da. Veți face acest lucru odată ce primăria nici măcar nu le autorizează? Haideți așa, eu în programul meu am scris că eu voi fi contra propagandii LGBT în școli. Așa este scris, cuvânt în cuvânt. Eu și ca deputat cu acest lucru mă opun vehement. Noi se minte că anul trecut a fost un proiect, o tentativă de înregistrare. Noi am, atunci eu am chemat la raport pe domnul ministru de atunci, domnul Topală, dacă nu greșesc, și s-a oprit puțin acest element, da, de propagandă. Eu, de fiecare dată spun, eu sunt foarte tolerant de firea mea. Eu respect dragostea fiecăruia. Dragostea, fiecare avem dreptul la dragoste și dar pentru mine dragostea este ceva intim, ceva care trebuie ținut în taie, în tihnă, acasă, da, liniște. Dragostea iubește liniștea. Și eu sunt anume contra propagandii acestei valori, că nouă ni se spune că asta este bine. Este bine să fie familie tradițională, în concepția mea. Este bine să ne respectăm unul altul. Dacă sunt încălcate drepturile anumitor oameni, da, ele trebuie apărate. Dar ce ține de propagare în școli, dumneavoastră, cum spuneți, aceleași marșuri, eu mă voi opune ca primar și chiar dacă primarul nu semnează autorizația, noi putem, adică administrația este cea care poate contesta ca să fie înjudecată, să fie o astfel de acțiune și eu de fiecare dată mă voi opune la astfel de acțiuni. Haideți, încercăm totuși să promovăm familia tradițională, să promovăm acele valori care ne sunt nouă creștinește. Da?
Eu, iarăși, nu vreau să fiu răutăcios în acest segment, pentru că spun, sunt foarte tolerant. Pur și simplu, eu așa am fost educat și eu astfel voi merge mai departe. Atât. Apropo, dacă ați menționat despre drepturi, cum menționați procesul de judecată prin care un cuplu LGBT cere să le fie oficializată relația? Eu, din ce știu, eu pierdut, pentru că în legea din Republica Moldova nu este prevăzut așa ceva, deci ei nu au avut câștig de cauză. Eu nu vreau să mă implic în comentarii la momentele strict juridice. Acum. Am înțeles poziția dumneavoastră. Fostul dumneavoastră coleg de partid, actualul primar, deci la fel era cu trup și suflet pentru partid, dar iată că vedem că are deja propria formațiune politică. Unde este garanția că dumneavoastră, spre exemplu, nu veți dori să vă faceți un partid? Eu sunt membru de echipă din 2016. Eu am investit foarte mult trup și suflet în această echipă, chiar fiind în... pentru că mulți spun că eu am fost în umbră și n-am fost atât de vizibil. Pentru că eu nu am aceste ambiții politice personale. De ce a făcut-o fostul nostru coleg, pentru mine iară fiește o mirare și întrebare, pentru că eu știu că el a fost, într-adevăr, știți, este așa o vorbă, purtat pe mâini în cadrul partidului nostru și a avut pozițiile de top. Regretabil. Eu totodată sunt ofițer, eu am fost angajat al instituției de forță. Noi, ca ofițeri, de fiecare dată am fost educați astfel ca să fim fedeli patriei și echipelor. De aceea eu garantez că atâta timp cât este Partidul Socialiștilor, eu voi fi împreună cu el. La fel, dumneavoastră ați declarat că în primărie nu va exista politică. Da. Am mai auzit astfel de declarații. Totuși, cum veți garanta? Iarăși, destul de simplu. Când am fost secretar general la Parlamentului, am avut această experiență managerială frumoasă, am fost în situația când trebuia să găsesc numitor comun cu toate formațiunile politice din cadrul Parlamentului și să știți că în viziunea mea a fost unica perioadă când în Parlament secretariatul nu avea coloratură politică și nu executa comenzi politice. Noi am fost constructivi cu toate formațiunile, fiind foarte receptivi la necesitățile, doleanțele acestora, pentru că noi înțelegem că lucrul managerial, lucrul tehnic, el trebuie să fie fără implicarea politicului, pentru a fi unul eficient. De aceea, în cadrul CMC, și în cadrul primăriei ca primar general voi merge pe aceeași abordare. Da, noi vom încerca să avem o comunicare cu toți. Dacă vom vedea că cineva se axează pe partea politică, înseamnă că cu el nu va fi dialog, pentru că atâta timp cât se va menține pe această poziție și nu va trece la raționamentul pur tehnic și dezvoltarea orașului, noi cu el nu o să avem ce discuta. Când o să vedem că toate proiectele care sunt dezvoltare socială, economică, sunt susținute și fără implicarea politicului, atunci vom avea discuții. Cu guvernarea PAS, cum veți contra? Eu tare sper că ei nu vor intra, pentru că eu, sincer, această guvernare este cea mai oribilă care am văzut în viața mea. Să trecem la o întrebare mai personală. Cum a reacționat familia dumneavoastră când a aflat că v-ați înaintat candidatura? M-a susținut ca de fiecare dată. Eu am marele noroc să fiu susținut de familie, în special de către soția mea, și mulțumesc pe această cale. De aceea nu am primit acea, știți cum, critică sau repulsie, pentru că noi în familie ne dedicăm totalmente intereselor poporului nostru. Eu în calitate acum de deputat vorbesc mai mult, pentru că sunt în această funcție, iar desigur odată ajuns în calitate de primar mă voi dedica totalmente intereselor cetățenilor orașului, municipiului Chișinău. Funcția de primar este destul de solicitantă. Cum veți face față atribuțiilor de serviciu și în paralel celor de familie? Păi și acum tot. Nu este mai puțin solicitantă în funcție de deputat, pentru că sunt responsabil și de raioane în zona de nord a Republicii Moldova. Trebuie să scrii proiecte de legi, trebuie să particip la ședințe, a comisiilor, adică este un program, credeți-mă, foarte încărcat, dar eu mă strădui o zi pe săptămână să o dedic în totalmente familiei, ziua de duminică, și în mare parte
Seara, când vin, încerc să stau cu copiii să mai aflu ce au mai făcut, ce năzbâtie au mai făcut la școală, ce năzbâtie au mai făcut micuța. Adică, și dimineața sunt cel care se trezește pentru că vreau să îmi alin soția deseori și o las să doarmă și eu pregătesc mâncarea și mă pun cu toți la masă și mai discut despre viața. Adică încerc să fiu, chiar fiind destul de antrenat în activități, încerc să fiu prezent, cât mai mult prezent în cadrul familiei. Ce alte funcții oficiale ați mai ocupat în afară de cele pe care ne le-ați menționat deja? Dar eu n-am ocupat multe funcții pentru că eu nu săream din funcție în funcție. Eu am fost ofițer în cadrul Centrului Anticorupție, eu am fost șef adjunct la Direcția Juridică în cadrul Serviciului Vamal și am fost șef sector operativ în cadrul Serviciului Vamal, după care am fost plecat în diasporă, am avut și această perioadă când am plecat din țară. Acolo am facilitat conlucrarea între companiile poloneze, române, moldovenești, rusești și ucrainești. Eram într-un hub economic pe atunci și încercam să fac această facilitare și să creez aceste posibilități de dezvoltare a parteneriatelor între ei. Apropo, vreau să spun că clusterele formate pe atunci sunt până acum unele de succes. După care am revenit în funcție de consilier, am fost consilier în Parlamentul Republicii Moldova, am avut un ales conduc în funcție de secretar general și mai nou deputat din 2021. O ultimă întrebare și vă rog să ne răspundeți într-un minut. De ce ar trebui alegătorii să-și dea votul pentru Adrian Albu la funcția de primar de Chișinău pe 5 noiembrie? Pentru că Adrian Albu optează pentru un oraș multietnic, un oraș în care putem vorbi limba care o dorim, care o simțim că este limba noastră. Un oraș în care opinia fiecăruia va fi luată în calcul. Un oraș în care vom avea dreptul la aceste opinii, în special în ceea ce se întâmplă acum în țara noastră, când ni se fură acest drept prin închiderea și inclusiv a canalelor media. Noi venim cu o echipă de oameni tehnici, profesional pregătiți pe segmente. Noi știm să abordăm și să rezolvăm fiecare problemă care este în municipiul nostru Chișinău. Noi fugim de politică din cadrul CMC, este un lucru foarte important. Noi suntem cei care am identificat programe de dezvoltare de la grădiniță până la seniorii noștri și venim cu oferte pentru fiecare ca să aibă acea recompensă din partea municipalității pentru tot ce au făcut ei sau vor face în viitor pentru urba noastră. Deci echipa socialiștilor este una bine pregătită, de fiecare dată am demonstrat acest lucru, o echipă care ține la orașul său și rog susținerea alegătorilor în data de 5 noiembrie pentru Steluță, Partidul Socialiștilor și pentru mine, Adrian Albu. Domnule Albu, noi vă mulțumim că ne-ați acceptat invitația și vă mai așteptăm la noi. Și eu vă mulțumesc cu drag, neapărat o să mai vin. Doamnelor și domnilor, vă urăm o zi frumoasă!